Lăudați să fie Domnul! Amen. Alături de frații păstori colegi, vă salut și eu în numele Domnului, vă aduc salutări de la Chicago, Biserica Betania, și mulțumim Domnului, fratelui păstor Corneliu Olan, dumneavoastră, pentru ospitalitate, pentru dragostea cu care ne-ați primit și cu care ați întâmpinat nevoile noastre în zilele acestea pe care le petrecem aici. Mă bucur să-i revăd și pe ceilalți frați păstori, pe care îi salut cu bucurie. De asemenea, mă bucur în mod special să-l revăd pe fratele Corneliu Olan, am fost colegi, prieteni apropiați și vă felicit pentru acest slujitor al Domnului, alături de care îl slujiți pe Domnul aici în biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dragii mei, am intenția să citesc un scurt pasaj din Scriptură și apoi să spun câteva cuvinte pe marginea unei idei care de altfel este extrem de complexă, dar asupra căreia o să mă opresc doar în câteva minute, și anume pocăința neconvertiților și sfințirea și rodirea pocăiților. Vă rog să vă ridicați, să deschideți Biblia în Cartea Faptele Apostolilor. Începem de la capitolul 1, versetul 3, până la versetul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Așa cum spuneam, în seara aceasta avem onoarea să fim cu dumneavoastră, bucuria să ne închinăm Domnului împreună. Ne bucurăm de asemenea de părtășia pe care am avut-o aici cu frații păstori. Părtășia cu Domnul și cu frații este dulce, este ziditoare, este încurajatoare și mângâietoare, chiar vindecătoare. Trăiască Domnul! Am spus în introducere că am intenția să așez în fața dumneavoastră un adevăr care este puțin concentrat, însă intenția mea este să spicuiesc câteva gânduri doar pentru a vă reaminti de acest adevăr universal în care se încadrează mântuirea oamenilor și răsplata lor, respectiv pocăința oamenilor și sfințirea și rodirea pocăiților. Toți oamenii sunt păcătoși în fața lui Dumnezeu, de aceea în fața acestei probleme cu care se confruntă oamenii, Dumnezeu vine cu soluția mântuirii. Mântuire care se primește prin credință și pocăință. Pocăința rezolvă problema păcatelor trecutului. Pentru că atunci când un om se convertește, toate păcatele de când s-a născut până în prezent sunt iertate prin credința în Domnul Iisus și printr-o pocăință sinceră. Însă sfințirea rezolvă problema păcatului în prezent. Prin pocăință scăpăm de păcatele trecutului, însă prin sfințire evităm păcatele prezentului. Pocăința este soluția unui om ca să scape de păcat, însă sfințenia este atitudinea unui pocăit de a rămâne în sfințenie. Haideți să vorbim puțin despre pasajul acesta. Am avut intenția să pun în evidență faptul că Mântuitorul le spune ucenicilor că au nevoie de o resursă care depășește competența și capacitățile lor pentru a continua misiunea începută de Domnul Iisus. Însă ei, imediat când Domnul încheie afirmația aceasta, pun o întrebare care pune în evidență curiozitatea lor cu privire la vremea sfârșitului. Mântuitorul le spune că aceasta nu este prioritar, nu este treaba lor, ci treaba lor este să primească această resursă, această putere și pur și simplu să plece începând de unde sunt ei și să meargă până la ultimul om,
mărturisind Evanghelia, botezându-i pe oameni în apă și învățându-i despre voia lui Dumnezeu. Domnul insistă asupra acestui adevăr, nu numai aici, în Cartea Faptele Apostolilor, ci în câteva dintre Evangheliile sinoptice la încheierea acestora, ceea ce noi numim Marea Trimitere. Adevărul este că fiecare biserică, prin experiența celor care dau învățătură și conduc biserica, accentuează unul dintre cele câteva scopuri ale bisericii mai mult decât altele. Așa se întâmplă că unele biserici excelează prin muzică, altele prin predici, altele prin organizare, altele prin proiecte caritabile. Pentru că, în general, biserica are 5 scopuri și fiecare scop are o grămadă de obiective. De pildă, evangelizarea e primul scop. Sunt biserici care accentuează evangelizarea și biserici care nu accentuează evangelizarea. Al doilea scop este dacă evangelizarea se ocupă de oamenii din lume, ca prin pocăință și credință să-i aducă în biserică, edificarea sau maturizarea sau creșterea spirituală se ocupă de acești proaspăt convertiți care, fiind în biserică, născuți din nou, urmează să crească, să se dezvolte, să se maturizeze și să devină capabili ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Apoi oamenii aceștia se închină, acesta fiind al treilea scop. Apoi au părtășie, acesta fiind al patrulea scop. Și ultimul dintre ele fiind slujirea, care se referă la biserică și, în general, la toți oamenii. E, intenția mea e să pun în evidență că un om nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu decât prin pocăință și credință. Credință și pocăință care vin în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Asta presupune ca cineva să le spună cuvântul lui Dumnezeu. Să-l citească, să-l audă. Printr-o experiență personală, întâlnindu-se cu cineva care predică Evanghelia sau deschizând computerul sau televizorul și acolo ascultând o predică. Dacă oamenii care pot vorbi ca mărturie personală sau ca predică despre Iisus Hristos și mântuirea sa nu duc această veste oamenilor, oamenii prin niciun alt mesaj nu pot dezvolta credință urmată de pocăință și prin acestea două prin nașterea din nou. Oamenii se convertesc doar prin credință și pocăință. Iar nașterea din nou e schimbarea supranaturală pe care o face Dumnezeu și din omul acela care a trăit în păcat până atunci în lume, el vine în biserică, înțelegând că aceea este casa lui Dumnezeu și acolo este poporul lui Dumnezeu și cartea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni care vin în biserică în urma convertirii, sau poate unii dintre ei se nasc în familii de credincioși și rămân în biserică urmând ca și ei să aibă o experiență mai intensă sau mai puțin intensă, o experiență spirituală. Foarte mulți dintre oamenii aceștia însă, după ce se convertesc și vin în biserică, fiind mântuiți, nu fac nimic pentru mântuirea oamenilor. Ei s-ar putea să cânte într-o formație, s-ar putea să facă tot felul de lucruri administrative sau spirituale, dar nu se implică în marea chemare. Bine, vreau încă o dată să vă aduc aminte că pocăința oamenilor atârnă de evangelizarea bisericii. Acesta este mandatul nostru. Existența bisericii este justificată de slujirea ei, prin împlinirea scopurilor pe care Dumnezeu le are. Noi nu suntem chemați să facem nici mai mult, nici mai puțin decât a făcut Domnul Iisus Hristos. Sigur, noi nu-i mântuim pe oameni, noi nu suntem mântuitori, dar noi suntem urmașii Lui. Noi vorbim despre El, moartea și învierea Sa și prin puterea pe care ne-o dă Duhul Sfânt, această resursă inepuizabilă, care depășește competența, școlile și abilitățile noastre, noi trebuie să-i chemăm pe oamenii din lume să se pocăiască, să creadă și să vină în Biserica lui Dumnezeu devenind mântuiți. Pocăința aduce oamenii neconvertiți prin convertire la mântuire. Atunci când vorbim despre pocăință, vorbim despre foarte multe lucruri asupra cărora eu nu vreau să insist. Vreau doar să spun că oamenii trebuie să se pocăiască pentru că sunt păcătoși. Trebuie să se pocăiască pentru că aceasta este porunca lui Dumnezeu. Trebuie să se pocăiască pentru că este absolut singura metodă, în exclusivitate singura metodă care conduce la mântuirea sufletului. Pocăința este obligatorie, dar aceasta depinde de slujirea bisericii, de înțelegerea și responsabilitatea pe care o biserică și-o asumă. Vedeți, noi am încredințat evangelizarea profesioniștilor, pastorilor, evangeliștilor, misionarilor, dar asta nu este biblic. Să predici
unei mulțimi de oameni în cadrul unei adunări organizate, trebuie să fii predicator, evanghelist. Dar când te așezi lângă un om sau te întâlnești cu un om neconvertit, începi să-i spui, dacă intri în vorbă cu el, despre faptul că ești căsătorit. Probabil că mai des femeile fac asta, ele sunt mai abordabile decât bărbații. Apoi începi să-i spui câți copii ai, câți nepoți, unde lucrezi și câte ceva despre familie. Mai scoți și câteva poze, deschizi telefonul și arăți, uite, nepoțelul meu, nepoțica mea. Iată dar că mărturisești despre casa ta acum. Ei, la un moment dat trebuie să te oprești și să începi să mărturisești, la fel ca o experiență personală, despre Mântuitorul tău, adică despre Iisus. Și să-i spui acelei persoane că tu te-ai întâlnit cu El, că El te-a vindecat, că El te-a ridicat, că El a lucrat în casa ta, că El ți-a dat o stare de siguranță deplină că vei merge în cer. Și exact așa cum ai mărturisit despre nepoți, despre soț, despre familie, despre ce mașină ai, despre de unde vii din România și unde a fost primul loc unde ai stat în Statele Unite, tot la fel trebuie să ajungi la un moment dat al discuției, mărturisind nu despre nepoți și copil, ci despre Iisus. Nu-ți trebuie teologie, nu-ți trebuie seminarii, nu-ți trebuie nimic. După cum nu-ți trebuie niciun fel de școală ca să spui despre nepoți sau despre membrii familiei, ci e pur și simplu mărturisirea despre cineva drag. Amen. Nu-ți trebuie argumente, ci numai să explici cine sunt oamenii speciali din casa ta, din viața ta. Și apoi să treci de la oameni la Dumnezeu și, repet, nu-ți trebuie niciun pic de teologie decât să spui ce s-a întâmplat cu tine când te-ai convertit, cum ai fost schimbat, cine ești astăzi. Ce speranță ai în suflet și ce fericit ești. Asta se numește evangelizare personală. Când se face evangelizare în biserică, fratele păstor invită un predicator evanghelist. Nu trebuie să vii aici. Dar evangelizarea bisericii nu trebuie făcută doar de la amvon în biserică. Pentru că foarte puțini oameni intră în clădirea asta ca să fie evangelizați. Știți că am trecut de 1 miliard de locuitori ieri sau alaltăieri. Când vor intra 1 miliard de locuitori în bisericile creștine de pe fața pământului? Răspunsul corect este niciodată. Hristos n-a predicat în sinagogă ca oamenii să meargă acolo să-L asculte. El a fost rare ori în sinagogă și acolo a avut probleme cu fariseii. Însă El a ieșit din sinagogă și s-a dus la oameni. Atunci când oamenii nu L-au căutat pe El, El i-a căutat pe oameni. El a știut că este misiunea Lui. El a știut că oamenii nu cunosc dulceața Evangheliei, drept pentru care nu înțeleg nevoia lor de ea. Însă un om trebuie să fie mântuit, dar nu are nicio șansă dacă biserica nu face evangelizare. Dacă oamenii din biserică nu vorbesc în relațiile lor interumane despre Mântuitorul. Fiecare vorbește despre politică, despre business, despre ultima achiziție de RV, de barcă, de motocicletă, de snowmobil, de ce vreți dumneavoastră. Însă aproape niciodată nu vorbim despre Iisus și asta demonstrează prioritățile noastre, vorbește despre dragostea și valorile noastre și vorbește despre intenția și scopul cu care trăim. Biserica este singura responsabilă de predicarea lui Iisus Hristos ca fiind Mântuitor. Pocăința oamenilor depinde de slujirea bisericii, depinde de mine și depinde de dumneavoastră. Aceasta e o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm. Ea vine din înțelegerea faptului că omul nu poate fi mântuit decât prin credință, prin credință și prin pocăință. Am spus că pocăința oamenilor este esențială pentru că ei se vor converti și vor deveni parte din poporul Domnului, așa cum noi suntem acum parte din poporul Domnului. Însă spuneam puțin mai devreme că vreau să spun câteva vorbe și despre sfințirea pocăiților. Uneori noi confundăm pocăința cu sfințirea. Pocăința se referă la iertarea păcatelor de când te-ai născut până astăzi. Păcate pe care le-ai făcut și ai nevoie să scapi de ele. Pocăința presupune mărturisirea păcatelor și părăsirea lor. Și prin credință, fără să simți nimic, ești iertat de Dumnezeu că e o problemă legală la mijloc. Justiția lui Dumnezeu, care a fost ofensată de păcatul omului, acum e satisfăcută pentru că cineva a murit pentru aceste păcate. Dar n-a murit cine merita, ci a murit Fiul lui Dumnezeu care a venit în calitate de Mântuitor. El pentru aceasta a venit. Însă acum când noi suntem iertați de tot ce s-a întâmplat până în prezent, mâine dimineață dacă ne trezim, avem responsabilitatea să umblăm în sfințenie. Sfințenie înseamnă nu să păcătuim și să ne pocăim ca să fim iertați, ci sfințenie înseamnă
să evităm păcatul și să nu mai păcătuim. Și nu mai e nevoie să ne pocăim de păcat. Cine trăiește în sfințenie nu are nevoie să se pocăiască de păcat, pentru că trăiește în absența păcatului. Ioan a lămurit problema când a vorbit despre regulă și excepție în prima sa epistolă, capitolul 2, versetul 1. Și el spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Punct. Asta înseamnă să trăiți în sfințenie. Dar dacă totuși cineva a mai păcătuit la nivel de excepție, la nivel de excepție e o expresie inventată de mine, nu e acolo, atunci el trebuie să se pocăiască de păcatul acela. Noi trebuie să ne pocăim de păcatele pe care le facem. Dar nu trebuie să ne pocăim dacă trăim în sfințenie, că nu avem de ce. Biblia ne spune să ne ducem nu pocăința până la capăt, ci sfințenia până la capăt. Pocăința se referă la trecutul nostru, un trecut care este iertat prin căință, prin remușcarea afectivă și prin regretul cognitiv, adică gânduri și sentimente. Noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu regretând stilul nostru de viață păcătoș, dar odată ce am intrat, păcatele astea rămân în trecut și noi suntem chemați să trăim în sfințenie, renunțând la practicarea păcatului. O viață trăită în neprihănire și în puritate. Sfințenia este continuarea vieții în împărăția lui Dumnezeu. Exact cum oamenii din lume au nevoie să se pocăiască pentru a deveni mântuiți, oamenii mântuiți au nevoie să se sfințească pentru a deveni desăvârșiți și roditori. Cele două mari perspective pe care le are un om convertit, convertit prin pocăință, pocăință care l-a luat din lume și l-a dus în biserică, cele două mari perspective pe care le are când ajunge în biserică este sfințirea deplină, adică neprihănirea, umblarea în puritate și rodirea. Sfințirea e pentru el. Este pregătirea vasului pentru răpire, ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Iar rodirea este pentru oameni. Aduceți-vă aminte că Biblia ne spune că noi trebuie să rodim prin darurile pe care le avem. Darurile manifestă puterea lui Dumnezeu. Prin slujbele pe care le avem. Slujbele manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Faceți diferența? Darurile manifestă puterea lui Dumnezeu. Toate darurile, 1 Corinteni 12 și celelalte, Roman 12, toate manifestă puterea lui Dumnezeu. Aici e cuvântul dunamis, exact dinamită. Ele manifestă puterea lui Dumnezeu. Prin daruri se manifestă puterea, dar prin slujbe se manifestă autoritatea. De aceea biserica nu-i condusă de daruri, ci e condusă de slujbe. Biserica nu-i condusă de darul de prorocie, e condusă de slujba de păstor. Slujba este manifestarea autorității lui Dumnezeu, în timp ce darurile sunt manifestarea puterii lui Dumnezeu. Eu nu vreau să le așez într-o stare ierarhică, dar încerc să vorbesc în așa fel încât eu cred că pot să fiu înțeles. Dacă darurile manifestă puterea, dacă slujbele manifestă autoritatea, roada manifestă caracterul. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Frații mei dragi, spuneam mai devreme că ideea aceasta este extrem de complexă, pentru că aproape că sunt 3, 4, 5 predici așezate într-un titlu: convertirea păcătoșilor. Aceasta este treaba noastră. 2. Sfințirea pocăiților. Aceasta este treaba noastră la nivel de intenție, la nivel de căutare, de umblare înaintea Domnului. Și rodirea, de asemenea, este treaba noastră. Probabil că cei mai mulți dintre noi, dacă nu toți, suntem oameni convertiți. Prin mila lui Dumnezeu și prin Hristos, noi astăzi suntem membri în familia lui Dumnezeu. Pentru noi, Hristos se va întoarce. Ne va lua și ne va duce unde a promis. Dar până vine, avem două mari perspective. Să ne sfințim viața. Și să rodim prin slujba pe care o facem pentru împăratul, chemând oamenii din lume să vină unde suntem și noi. Oamenii aceștia sunt în risc să meargă în iad, iar dragostea lui Dumnezeu nu ne permite să stăm leneși și neroditori, ci dimpotrivă să ne implicăm cu toate resursele pe care ni le dă plinătatea Duhului Sfânt, de care am avut prin harul Domnului parte, și să ne implicăm în ceea ce se numește misiune, evangelizare și caritate.
Dumnezeu din cer să binecuvinteze Biserica Elim, să binecuvinteze Biserica Betania și toate bisericile sfinte de pe fața pământului, pe care El le întreține, le binecuvintează și le folosește pentru onoarea Lui. Amin.